au votat de mai multe ori pe listele suplimentare. Președintele PDL Hunedoara, Dorin Gligor, îi acuză pe cei din USL că și la nivelul județului Hunedoara, cu ocazia referendumului pentru demiterea președintelui Traian Băsescu, au făcut o serie de ilegalități, iar mai multe persoane au votat pe listele speciale. Partidele politice au cerut copii după listele din secțiile de vot și au și primit, așa încât concluziile pot fi trase în consecință. Listele electorale permanente, cât și listele electorale suplimentare, și bănuiesc că interesează cel mai mult listele electorale suplimentare pe care au votat cetățenii cu domiciliu în alte localități decât municipiul Petroșani, au fost introduse într-un dosar de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și au fost predate împreună cu un alt dosar care conținea procesul verbal centralizator al voturilor la Biroul Electoral de Circumscripție 22 Hunedoara, care a funcționat în cadrul instituției prefectului. De asemenea, copii după listele electorale și-au putut procura partidele care au cerut în scris acest lucru de la fiecare secție de votare și, după câte știm, anumite partide politice au făcut copii după listele electorale suplimentare. Președintele PDL, Dorin Gligor, spune că la o examinare sumară apar persoane care au votat în mai multe locuri, dar centralizarea se face la nivelul central al partidului. Numărătoarea PDL a scos la iveală că la referendumul din 29 iulie în județul Hunedoara, la cele 526 de secții, au votat pe listele suplimentare peste 8400 de persoane, iar aproape 25 este posibil să fi votat de mai multe ori.